Care credeți că este secretul unei viață sănătoasă? Care este secretul? Să fii cumpătat. Alimentație sănătoasă, sport, odihnă, cam asta. Și cât mai puțin stres, dacă se poate. Unei viață sănătoasă, mâncarea echilibrată, înțelegerea în familie. Dumneavoastră? Eu nu zâmnică. Secretul fiecare cum și-l face. Ori una, ori alta. Că poți face să și echilibrat și neechilibrat. Și în funcție și de soție. Aia se întâmplă. Să ai bani mulți, dragă. Păi sport. Cred că primul lucru să faci sport. Și ce-aș putea să spun eu? Să duci o viață decentă, să nu faci abuz la băuturi, la mâncăruri, la noastră. Și sportul ăsta e primul secret, să muncești, să faci sport și să te găsești în activitate totdeauna. Păi, în primul rând, să mănânci sănătos și cât de multe zarzavaturi și fructe și legume. Eu totdeauna am fost pentru asta. Carnea nu prea mi-a plăcut niciodată și acum țin foarte mult la ceea ce mănânc. Și brânzeturi. Brânzeturi lactate și, efectiv, o viață foarte activă, în aer. De-aia eu mi-am și ales, eu mi-am făcut o casă la țară și acum îmi petrec să și vede. Să mânce cât mai multe legume, fructe, cât mai multe cereale și să aibă o viață fără stres, fără alte griji. Ce să zic eu, să duci o viață ușoară. Ușoară, ușoară în ce sens, să nu le pui toate la suflet eventual, dacă se poate. Alimentație. Și traiul bun din ziua de astăzi.